Un minut de euforie poate costa sănătatea unui om. În căutarea adrenalinei, tot mai mulți tineri fac sărituri cu capul în apă. Doar că puțini știu că o mișcare greșită poate țintui la pat pe viață, pentru că suntem în plin sezon estival, când lacurile și bazinele sunt aglomerate. Medicii bat alarma și îndeamnă petrecăreții să renunțe la trucuri prin care se pot lovi. Anual, circa 50 de tineri ajung să fie paralizați după ce au sărit cu capul în apă și s-au lovit. La limit a fost. La prima vedere, nimic neobișnuit. Niște tineri încearcă să se răcorească, sărind cu capul în apă. Doar că puțini dintre ei se gândesc că acest lucru este periculos, iar o mișcare greșită îi poate lăsa paralizați pe viață. Este și cazul lui Igor, care acum 12 ani își sărbătorea ziua de naștere pe malul râului Nistru. Atunci tânărul împlinise 21 de ani și, îndemnat de prieteni, a decis să sară și el cu capul în apă. Imediat ce a făcut-o, a simțit că nu se mai poate mișca. A fost o zi neagră pentru el, iar de atunci bărbatul stă în scaun cu rotile. I-a spus că și-ar dori să dea timpul înapoi, însă ceea ce poate să facă acum este să le spună altor tineri să fie prudenți. Bărbatul înregistrează progrese, însă recuperarea este un proces anevoios și de durată. Cert este că anual la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ajung circa 50 de persoane cu traume după ce s-au lovit atunci când au sărit cu capul în apă. Majoritatea cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. De exemplu, doar în această vară, prin mâinile acestui neurochirurg, au trecut deja 3 cazuri de acest fel. O grupă de pacienți care rămân cu sechele destul de grave pentru toată viața. O mare parte din acești pacienți sunt la pat sau se folosesc de cărucior cu rotile toată viața. Asta este rezultatul loviturilor care le primesc. De obicei, aceste traumatizme sunt asociate atât craniocerebrale cât și vertebromedulare și timpul când s-au întâmplat și timpul de cât a trecut timp de la însăși traumatism până la acordarea serviciului medical specializat de urgență. Dacă trec cu bine de operație și reușesc să iasă din comă, pacienții au de parcurs o cale lungă de recuperare. În prima fază, ei nu pot mânca și respira fără aparate. Cert este că mai puțin de 10% pot să meargă din nou pe picioare după un astfel de traumatism. Durata de recuperare a pacienților începe de la prima zi post-operator până la ajunge și la un an și chiar și mai mult. Sunt scopurile și obiectivele care le punem sunt dintre cele mai dificile. Uneori, succesul nostru este chiar dacă reușim să poziționăm pacientul înșezut. Până la reînvățarea patierilor mese este un drum foarte, foarte, foarte lung și foarte, foarte greu. Pentru că suntem în plin sezon estival, medicii atenționează tinerii să renunțe la săritul în apă, indiferent că este vorba de bazin sau lac, mai cu seamă cu capul în jos sau de la înălțimi mari. Chiar dacă au sărit în același lac sau în același bazin de mai multe ori, asta nu înseamnă că atunci în momentul următoarea dată nu poate să se producă un traumatism vertebromedular. Asta este mesajul meu, să fie foarte atenți, prudenți, deci se includă mai întâi, fiindcă asta se face de obicei pe emoții, deci se îndeamnă unul pe altul, deci lăsăm un pic emoțiile la o parte, lăsăm toate euforia și includem sistemul nervos central, deci creierul, pentru a face alegerea. În Republica Moldova nu se aduce o evidență a deceselor provocate în urma unui traumatism vertebromedular ca urmare a săriturilor cu capul în apă.